Kovic, cher professeur, cher professeur de français, cher professeur du lycée Jean-Louis Calderon, c'est pour moi encore une fois un plaisir de m'adresser à vous et d'avoir été invité cette année pour l'inauguration de la rentrée. Domnilor directori, doamnă prorector, dragi profesori, stimați profesori, dragi părinți, dragi elevi, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră la deschiderea anului școlar. Le lycée Jean-Louis Calderon est un partenaire de première importance pour l'Institut français et je tiens à saluer aujourd'hui d'ailleurs le dynamisme de son proviseur et de son proviseur adjoint pour la promotion des langues romanes et du français en particulier. Liceul Calderon este un partener de nădejde al Institutului francez și țin să-i felicit pe domnii directori care sunt alături în promovarea francezei. Alors nous aurons cette année encore beaucoup d'actions en commun, dont je pense un hommage à Jean-Louis Calderon, justement, à l'occasion des 30 ans de son décès. Vom face încă multe lucruri împreună și urmează să facem... sărbătorim 30 de ani de la decesul... Mais pour l'heure, enfin, c'est la rentrée. Donc bonne rentrée à tous. Vous savez qu'une année scolaire, c'est très important. Plus on vieillit, hein, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pour vous entre quoi, entre 16 et 22, 23 ans. On ne mesure pas tout ce qui se joue à cet âge. Donc travaillez bien. Excellente rentrée à tous les élèves et à tous les professeurs. Merci. Este o vârstă frumoasă și trebuie să profitați de ea și vă doresc să lucrați îndelung și să vă bucurați de ceea ce faceți în fiecare zi. Mulțumim! Un alt prieten al liceului nostru este domnul consul onorific al Spaniei la Timișoara, România, domnul José Miguel. Nu este prezent astăzi dumnealui aici, dar este prezentă asistenta domniei sale, doamna Alba Valia. Estimado director, estimados cuadros didácticos, queridos alumnos y padres, señoras y señores. Stimate domn director, stimate cadre didactice, dragi elevi și părinți, doamnelor și domnilor. Cada septiembre es para mí un placer estar presente en la apertura del año escolar del Liceo Calderón. În fiecare an, în luna septembrie, îmi revine plăcerea de a fi prezent la festivitatea de deschidere a noului an școlar în Liceul Calderón. Este año no me es posible y lo siento mucho. Anul acesta mi este imposibil și îmi pare sincer rău. La alegría del inicio de un nuevo año se ha visto lamentablemente desplazada por la dolorosa pérdida de un querido miembro de la escuela. Deseamos que Dios tenga a la señora Tanase Anka a su lado y que desde el cielo siga apoyando a esta escuela y a sus dirigentes, alumnos y profesores. Bucuria începutului unui nou an școlar este umbrită de dureroasa pierdere a unui membru drag al școlii. Dumnezeu să o odihnească și să o aibă lângă el pe doamna Anca Tănase, iar din ceruri, dumnea ei să continue să sprijine această școală cu a ei diriginți, profesori și elevi. La enseñanza en español despierta un año más el mayor interés en el Liceo Calderón. No deja de ser un reflejo del interés que despierta en gran parte del mundo. El español es desde hace años el segundo idioma más estudiado en Estados Unidos y recientemente también en el Reino Unido. Sin duda, una parte importante del mundo del futuro estará escrita en español. Predarea limbii spaniole trezește și în acest an un mare interes în rândul comunității educative a Liceului Calderón. Este de fapt o reflectare a interesului pe care îl reflectă în mare parte a lumii. Spaniola este de ani de zile a doua limbă cea mai studiată în Statele Unite și mai recent în Regatul Unit. Fără îndoială, o parte importantă a viitorului umanității va fi scrisă în limba spaniolă. El auge economic și cultural de la America hispanohablante, así como su influencia en todo el mundo, son la mejor garantía del cumplimiento de esta profecía. Saber inglés y español será para los niños de hoy gran parte de su éxito mañana.
Creșterea economică și culturală a Americii Latine, precum și influența acesteia în întreaga lume, sunt cea mai bună garanție a împlinirii acestei profeții. Cunoașterea limbilor engleză și spaniolă va fi pentru copiii de astăzi parte a succesului lor de mâine. La Embajada de España en Bucarest y el Consulado Honorario de España en Timișoara apoyan activamente al Liceo Calderón y le aseguran todo su apoyo en el futuro. Ambasada Regatului Spaniei la București și Consulatul Onorific al Regatului Spaniei la Timișoara susțin în mod activ Liceul Calderón și le asigură de sprijin și cooperare în anii ce urmează. Dumnezeu să odihnească pe Anca, ducem deja lipsa și sper că acolo unde este să fie mai bine. Începem școala cu 35 de clase, cu 956 de elevi și cu cam 50-55 de cadre, încă nu suntem toți, în total aproximativ 80 de angajați are Liceul Teoretic Jean-Louis Calderón. Am promovat BAC-ul anul trecut cu 93,66% de 94%, iar în această toamnă copiii noștri care au rămas corigenți și au intrat în BAC au mai luat BAC-ul jumate dintre ei, deci suntem undeva la 97%. Discutând de 5 clase de liceu și undeva la 145-150 de candidați. Deci nu discutăm de o clasă, una, două. Da? Ceea ce arată că se muncește, colegii mei fac eforturi enorme zi de zi, împreună cu copiii dumneavoastră, bineînțeles, și pentru acest lucru le mulțumesc mult de tot. De asemenea, îi rog pe părinți să ne fie alături, să fie alături de proprii copii, să încerce ca și noi, pe parcursul orilor de curs, să le ofere o educație de calitate. Îi rog frumos, cu mare atenție, mai ales după cazul Caracal, ca legătura dintre ei, dintre dumneavoastră și copii, să fie și mai strânsă. Avem nevoie de dumneavoastră să avem grijă de proprii copii. Părintele vine și ia copilul de la școală dacă sunt probleme. Sau trimite mesaj, mail la diriginte sau mie. Nimeni nu mai pleacă din Calderón. La îndemnul domnului Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, vă rog frumos să cereți copiilor dumneavoastră să-și descarce pe telefon acea aplicație AISU 112. Este foarte simplu, în câteva secunde se poate descărca. Nu doresc să panichez pe nimeni. Însă ultimele evoluții arată că trebuie să ne sprijinim pe noi, în primul rând, ca unitate școlară. Pe noi. Și cu ajutorul dumneavoastră ca părinți și cu ajutorul dumneavoastră ca adolescenți, putem să facem acest lucru. Vreau să urez celor mici un bun venit special și celor de clasa nouă și elevilor transferați și colegilor noștri noi. Vreau să rog frumos pe cei de a 8-a să învețe să ajungă în evaluare națională. Vreau să rog frumos pe cei de a 12-a să învețe, să intre în BAC și să-și ia BAC. Am avut 13 corigenți la clasa a 12-a. Nu e un lucru de la un lucru de rușine. Din care 11 au promovat să intre în BAC și 2 au rămas repetenți. Pentru că nu au venit la examenul de corigență. Îi rog frumos pe dirigenți să nu-și protejeze copiii sau elevii care nu merită acest lucru. Îi rog frumos pe părinți cu calm, la dirigenți, la învățători și apoi în cel mai rău caz spre noi dacă sunt probleme. Nu se intră la mine în birou pe ușă, mă duc la inspectorat minister, vă arăt eu. Păi te duci. Și nu spun lucrurile, repet, cu răutate. N-am avut o sesizare de la un părinte anul trecut școlar. Una nu am avut. S-a stat frumos de vorbă, s-au rezolvat lucrurile. S-au corectat lucrările la disciplinele la care elevii au rămas corigenți la 12-a până în ultima zi de școală. Au contestat părinții lucrurile, ceea ce este normal. Și a rămas cum am hotărât noi. Nu intrați la mine în birou sau la colegul meu sau la colegii mei făcând presiuni. Nu merge. Suntem într-o școală europeană cu drepturi și dumneavoastră și noi, pe care încercăm să le respectăm în spiritul și litera legii. Și din nou, avem două clase de a 12-a sub monitorizare. De anul trecut, ca să fim siguri. Dacă am lăsat 13 colegi, probabil anul ăsta lăsăm o clasă întreagă. Vă rog eu frumos, învățați să intrați în BAC. Nu se poate. Pentru mine, procentul de 94% a fost satisfăcător sau bun și pentru colegii mei. Trebuie să ajungem la 100%. Știu că sunt cifre contabile. Da? Dar ei trebuie să arate că învață să merite să intre în acest examen. Ca și cei de 8-a de altul. Da?
știu că au fost mai multe critici și mai multe semne de întrebare. Însă ne preocupă zi de zi ca copiii dumneavoastră să se simtă bine în Calderon, să le putem oferi o educație de calitate, să se simtă în siguranță în Calderon, da? Și atunci totul va fi ok. Vă mulțumesc mult și din toată inima vă urez și eu un an școlar cât mai performant. Mulțumesc! M-aș adresa și eu în continuare precădere elevilor care vin pentru prima dată în acest liceu, în această școală. În primul rând, le mulțumim că ne-ați ales. Vă mulțumesc și eu în numele conducerii, în numele profesorilor. Suntem un liceu foarte bun, cu profesori și cu elevi foarte buni, cu profesori dedicați. Aveți poate cel mai dăruit corp profesoral pe care l-am văzut eu în multe școli din Timișoara. Suntem aici pentru voi. Vă sprijinim în tot ceea ce faceți, dar vă și cerem în schimb să faceți performanță, cum a zis colegul meu, să învățați, să fiți serioși, să vă respectați părinții, familia, profesorii și, evident, și școala. Vreau să vă spun câteva lucruri pentru și despre Liceul Calderon, o scurtă, foarte scurtă istorie, pentru că în acest an marcăm două evenimente importante. Școala a fost construită, clădirea din spate, în 1893, a pornit ca școală pentru băieți, iar în normală pentru băieți, iar în 1919 este preluată de administrația românească. Ca atare, în acest an, marcăm 100 de ani de existență a școlii noastre, sub diverse denumiri. Acest nume a aparținut unui jurnalist francez care a murit în condiții dubioase la Revoluția din 1989 la București, iar un grup de oameni, de profesori, care au contribuit în 90 la înființarea acestui liceu și pentru că spre onoarea noastră găzduiește și secția biling franceză, au ales acest nume pentru liceul nostru. Împreună cu Ciril, cu Institutul Francez, cu Ambasada și evident cu voi, vom realiza o serie de manifestări care să marcheze acest an aniversar pentru liceul nostru.